Grave acuzații la Gdynsk în ziua în care candidații așteaptă ca electoratul să se prezinte la urne și să-i aleagă pentru următorii 4 ani. Candidatul Partidului Social-Democrat Vasile Băbuță spune opoziția a fost surprins în timp ce atât el cât și fiul acestuia au plimbat oameni din diferite zone ale comunei la secția de votare. Acest lucru nu a fost tolerat de candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al comunei care, indignat, a sunat la 112 pentru a reclama faptele social-democraților. Am sesizat dimineața la ora 10 fără ceva, de dimineața de la 7:30, 8 până sfert, sunt în zonă, am venit la votare și am observat că anumite persoane aduceau cu mașini personale și a instituției. Normal că nu mi se pare normal, e o competiție. Anumite persoane cu mașini personale și ale instituției, care instituții? A primăriei. Deci anumite persoane din primărie aduceau... Deci mai presus băiatul primarului și cu primarul. Deci Băbuță Viorel cu Băbuță cu băiatul lui. Primarul cu mașina primăriei, am înțeles, aduce o rudă, un vecin, nu e nicio problemă, nu mă deranjează. Capturăm lumea de pe drum și aducem și îi forțăm, dar... și îi indoctrinăm cu ce vrem noi, și spunem ce vrem noi. Pe drum, până ne luăm și până la primărie, votat așa sau știu ce să spun. Deci ați sesizat nereguli în acest sens? Normal că da. Am sunat la 112, au venit cei de la poliție, l-au găsit și pe domnul primar în fapt, că au dus 2 persoane atunci. Da, declarații, totuși, am dat și eu declarații. Dacă îmi permiteți, totuși domnul primar a spus că el legea n-are. Nu ar ce să-i facă nimeni, că el e actualul primar care este și dacă ce o fi, nu contează, fă și tu la fel. Deci... viitorul primar, așa cred din noi. V-a îndemnat să faceți la fel? Să facem la fel cum face și el. Ce le transmiteți contra candidaților care apelează la astfel de tertipuri pe care le-ați menționat? Să aducă oameni cu mașini personale? Nu pot să le transmit. Din partea mea este urât și rușinos. Atâta timp cât tu ai 4 mandate și te lupți cu un copil, cum zic ei, cu un copil, dar acest copil are minte, acest copil are o școală, și nu vreau să mă cobor la nivelul dânsului, că în viață eu am câștigat cu pași mărunți și cinstiți. Și eu zic că dacă ești cinstit în viață și ești corect cu tot omul, ai de câștigat. Păi nu, că mi-au zis că tu i-ai adus, că ești vecinul lor. Care-i problema? Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Cine m-a adus la vot astăzi? Cine să mă aducă? Păi tocmai am văzut că ați coborât dintr-o mașină. De mașina lui vecinul meu și n-am voie să vin, eu vin cu cine vreau eu. Ce mă bate fraca? Mașina vecinului nostru. Vecinul dumneavoastră e fiul primarului, actualul da, primar? Da, da. A, și v-a adus dumneavoastră la vot. Da. Și ce faci și cu asta? Dumneavoastră i-ați solicitat sau s-a oferit nu, el? Nu, eu. S-a oferit dumneavoastră? Nevastă, că e bolnavă. A, și s-a oferit să da. O aducă. Da, să o aduc. Cine v-a șantajat? Domnul Băbuță Viorel, primarul care e acum. V-a șantajat? Nu, pentru ce? M-a amenințat. Că umblu, că sunt cu băietul care e acum primar. Dar dumneavoastră sunteți candidat la vreo funcție? Nu. Eu sunt alegător, atât. Simplu alegător. Sunteți aici, în Gdynsk? Da. Ce v-a spus punctual? Că de ce sunt cu respectivul că o să ar să aibă el grijă de mine când o să iasă primar. Un fel de șantaj, nu? Un fel de amenințare. Cu tot satul așa, pe toți îi umblă pe la porțile oamenilor, îi amenință cu că le ajutor social, că le ia pensiile, că le ia alocațiile, la tot satul Gdynsk. Din poartă în poartă umbla și o șantaja lumea și o amenințat. De cealaltă parte, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Gdynsk a precizat că acuzațiile care i-au fost aduse sunt nefondate și că el nu ar fi recurs la astfel de gesturi în ziua votului. Cum comentați aceste afirmații că dumneavoastră ați pus presiune pe electorat să vă voteze? Nu este adevărat. Într-adevăr, am adus la secția de vot pe mama mea, care astăzi împlinește venerabila la vârstă de 83 de ani, pe socrul meu și socra mea, soția și fiica. Atât. Nu pe altcineva și n-am pus presiune pe electorat, nu i-am învățat cine să voteze, ce să voteze. Cum mi-am spus și domnului agent de poliție, domnul Bulai, nu trebuia să-i învăț în mașină și chiar dacă am să dăm jos haine de polițist, mi se pare normal că în casă, candidat fiind, trebuie să-ți pui părintele, soacre, surori, nevestii și să voteze până la urmă. Dar nu în mașină, nu am... purtat asemenea discuții. Deci n-ați cărat cu mașina personală sau a fiului? Nu, nimic. Dar dacă am plecat de acasă și am venit către secția de votare, puteam spune soția și lui mama mea, voi jos că nu vă iau. Haideți să fim
realiști. Atât, doar, nu, au venit atâta pe cetățeni, de exemplu, că nu le mai dați autorizații pe nu știu ce anexe, că... Dar n-am afirmat așa ceva, nu, Doamne ferește, astea, ei știu că sunt perdanți din start și... Nu le rămâne decât să înceapă circul. De acum aveți 4 mandate îngâdinți, da? Și da. Acum candidați pentru al cincilea. Pentru al cincilea, da. Un tânăr aflat în comisia de circumscripție din Gâdinți a confirmat că spiritele s-au încins între contracandidați. Impedimente de ce? Până mare parte mici conflicte între candidați, dar s-au rezolvat foarte ușor, zic eu. Fiul candidatului PSD la primăria Gâdinți a fost surprins într-o filmare realizată de un localnic în timp ce a condus persoane la secția de votare. Până la finalizarea cercetărilor autorităților competente, li se acordă persoanelor acuzate prezumpția de nevinovăție. Cazul a fost preluat de poliție, un echipaj s-a deplasat în comună, deci, cel mai probabil, justiția va decide cine are dreptate în acest caz.